folosesc produsele celor de la Dr. Bio, întrucât sunt acceptate în agricultura ecologică. Administrarea acestor îngrășăminte o voi face manual, întrucât nu am un dispozitiv din acela care împrăștie îngrășăminte sau semințe de gazon. Vă salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip în care vreau să vă arăt ce îngrășăminte solide, 100% organice, vreau să administrez gazonului de la mine din curte după ultima tundere din acest sezon, iar cu această ocazie vreau să vă arăt și cum folosesc ce mi oferă natura în acest sezon, tot ca îngrășământ natural, respectiv frunzele uscate care au căzut din pomii de la mine din curte. Pentru început aș vrea să vă arăt care sunt cele 4 îngrășăminte pe care le voi administra astăzi. Toate cele 4 îngrășăminte sunt de la Dr. Bio, așa cum bine știți, eu folosesc produsele celor de la Dr. Bio întrucât sunt acceptate în agricultura ecologică. Și haideți să începem cu primul. Primul îngrășământ se numește Sivec GR, este un îngrășământ vegetal natural necompostat. Este vorba de vegetale, lucernă și alge marine. Așa arată granulele acestui îngrășământ. V-am mai povestit eu într-un clip precedent că îmi place foarte mult cum miros granulele acestui îngrășământ. Miroase a ciocolată acest îngrășământ. Al doilea îngrășământ este Fertil Dung. Este un îngrășământ de sol din gunoi de graș complet humificat, peletizat, gunoi de graș de bovine. Așa arată și peleții acestui îngrășământ. Următorul este Fertipolina, este gunoi de graș complet humificat, peletizat din gunoi de graș de pasăre. Așa arată și peleții acestui îngrășământ. Și ultimul este Biofuerza 121, este gunoi de graș complet humificat, peletizat din gunoi de graș de ovine. În ceea ce privește mașina de tuns gazon cu care voi tunde gazonul din partea din față și voi toca frunzele pentru a le transforma în îngrășământ natural, voi folosi această mașină de tuns gazon electrică pe acumulator Ruris modelul RX-RI4645AE și după ce voi introduce acumulatorul, apropo, așa este, așa arată acumulatorul, nici nu știu dacă vi l-am arătat până acum, acumulatorul de la această mașină de tuns gazon. Așadar, voi scoate din spate coșul colector și voi pune accesoriile de mulcire.
chiar dacă am câte două cutii din aceste două îngrășăminte, respectiv Sivec GR și Bioferza 121, voi folosi câte o pungă din fiecare îngrășământ, întrucât este arhisuficient pentru zona, pentru perimetrul pe care îl am eu acolo în față, unde am tuns adineaur. Așadar, tai punguțele. Apropo, fiecare punguță de îngrășământ are câte 500 de grame fiecare. Așa arată peleții acestui îngrășământ. Așa arată și acesta, ca să vă arăt și granulele acelea, deja s-au amestecat. Așa arată și granulele de la Sivec GR și acum mai pun și ultima pungă de la Bioferza 121. Așa arată și peleții acestui îngrășământ. Acum, cu ajutorul acestei linguri, voi amesteca toate cele patru îngrășăminte. Și cam acesta este rezultatul final. Administrarea acestor îngrășăminte o voi face manual, întrucât nu am un dispozitiv din acela care împrăștie îngrășăminte sau semințe de gazon, însă nu am absolut nicio problemă să le împrăștii cu ajutorul acestei lingurițe. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-au fost de folos anumite informații, vă salut și vă transmit toate cele bune!